Seara de dimineață ne ajută să scapi de greață și crește moralul să poți suporta. Bună dimineața din nou, oameni buni. Cerem scuze pentru problemele tehnice care au apărut. Chiar ne pare rău, pentru că era o temă importantă de discutat împreună cu domnul doctor Liviu Harbuz. Sper să reluăm tema, dacă se poate, mâine. Asemenea lucruri se întâmplă când lucrezi pe rețelele de genul acesta, când nu poți controla absolut toate lucrurile, de la semnal, calitatea semnalului, până la chestiuni tehnice pe care eu sincer nu mă pricep. Lăsând la o parte toate aceste lucruri, acum continuăm seria emisiunilor începută ieri cu reprezentanții ai autorităților publice locale și sincer mă bucur că imediat după ce am făcut acel apel către șefii UAT-urilor, primăriilor din județ, dacă au vreo problemă să ne contacteze și să vină, și am plăcerea de a vi-l prezenta în direct. Dânsul este o pasăre mai rară așa în direct, pentru că e și comuna pe care o conduce, e un pic mai la capătul județului, pe primarul comunei Borca, domnul Ovidiu Geoniță. Bună ziua, bine ați venit la noi! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, salut privitorii dumneavoastră! Da, sperăm ca privitorii noștri de astăzi să nu se fi supărat foarte tare pe noi că am avut probleme tehnice, dar nu-i nimic, ca emisiunea este, va rămâne și mergem mai departe. Domnule primar, sunteți de 8 ani primar la Borca, o comună mare cu oameni deosebiți, dar o comună grea pentru un primar. Pentru că eu comună cu probleme atipice față de restul județului. Mai sunt câteva. Dar, oricum, problemele sunt deosebite. După 8 ani de zile, primarul comunei Borca, domnul Ovidiu Geoniță, cum se simte? Bine? Mai bine ca niciodată. Mai bine ca niciodată? Mai bine ca niciodată. De ce, domnul primar? Pentru că obiectivul meu ca om mi l-am atins. Adică în 2012, când am intrat la primăria Borca, nu știam să fac o listă de priorități la tot ceea ce era de făcut în comun. Și constat după 8 ani că acele priorități le-am rezolvat cu sacrificii, mari sacrificii, și de sănătate, și familiale. Dar am o satisfacție că mă pot privi în ochi orice cetățean din comuna Borca fără să-mi fie rușine de această perioadă de 8 ani. Dar vă văd așa un pic, să sunteți un tip mai expansiv. Vă văd cam, resemnat? Nu resemnat. Am luat o decizie pe care chiar voiam să vă dezvălui dumneavoastră. Am luat-o mai de mult, dar astăzi o fac publică. Deci, Ovidiu Geoniță nu va mai fi candidat la primăria Borca. Stați un pic, domnul primar. Deci, nu mai candidați? Nu. Asta este chiar o știre. O să rog regia chiar să puneți un titlu cu știrea asta. Deci, este o surpriză, pentru că multă lume și-a făcut calcul în jurul candidaturii noastre. Cum adică? Nu. De ce? Cine să-și facă calculul? Vă spun eu că băieții care se ocupă acum de tot ce înseamnă calcule, domne, ăla să ne aducă voturi, ăla să ne aducă voturi, luau comuna Borca în calcul, o comună cu oameni destul de mulți, o comună în care sperăm să scoatem bani. Dar haideți, revenim. De ce nu mai candidați? Nu, îmi ajunge. Consider că e momentul să fac pasul înapoi. Nu-l fac din lașitate, nu-l fac din frică.
ajunge. Bun. Haideți totuși să discutăm un pic. Aveți 8 ani de mandat. Aveți 8 ani de mandat. Un mandat greu, cel puțin au fost perioade în care practic v-ați, nu știu cu cine nu v-ați judecat ca să problema cu datoria pe care avea Oate Borca. Nici nu mai știu, ați fost ajutat sau nu ați fost ajutat? Da, am fost, toată lumea m-a ajutat. Adică da. Cum v-ați ajutat? Cum v-au ajutat? Să o luăm la început. Haideți, vă rog, deci, eu vă ascult. Și la ora asta sunt primar UNEPR. Deci în 2012, prin proiectul regretatului Culiță Tărâță, pe care în care mi-am pus toate speranțele, am intrat în acest joc. După plecarea dintre noi al Culiță Tărâță, am devenit așa, m-am simțit ca o țintă. Și din pentru că ăla, i-ați fost alături lui Culiță Tărâță sau o țintă pentru că alții voiau să-l atragă? Da, am fost considerat copilul lui de suflet. Deci am avut o relație minunată cu regretatul Culiță Tărâță. Ei, din momentul în care dânsul n-a mai fost, va trebui să-mi iau calul de hărțuri, cum se spune, și să încerc singur să mă descurc. Am făcut-o, m-am descurcat. În schimb, am devenit unul din primarii incomozi la nivel de județ. Așa sunt catalogat. Niciodată nu îmi convine, niciodată nu mi-ajunge, dar problemele pe care le-am avut la nivel de OAT mi-au dat acest drept. Și încet, încet am început să le rezolv. Dacă ne amintim, în 2012, Comuna Borca era singura comună din județ care nu avea un metru de asfalt, deși avem o rețea de 48 de kilometri de drumuri comunale și vicinale. Și acum cât aveți? Avem 14 kilometri. Aveam o rețea școlară cu 1512 elevi. O rețea școlară cu care nu se pot mândri orașe din județ. Da. Din care doar două școli aveau toalete de interior. Restul toate în fundul erau în curți. Da. Acum? Acum nu. Toate școlile au toaletă de interior. Au, din păcate, din ce în ce mai puțin copii. Dar asta este situația. Încet, încet am început să le rezolv problema calamităților. Doar în 2014, dacă nu greșesc, nu am avut calamități. 12, 13, 15, 16, 18, valoarea pagubelor produse pe OAT fără gospodăriile populației se ridică acum undeva în jur de 100 de miliarde vechi. În 2018 am primit 11 miliarde, pentru că a fost vorba de două poduri distruse și... Și probabil că nu se putea fără da, ele. Da, nu se putea. Erau dacă ar fi să distruse. Facem un calcul, cam cât era nevoie să vă mai dea guvernul pentru aceste pagube? A fost suficient cât mi-a dat. Deci da? Doar într-un singur an mi-a dat. Când în 2012, când am intrat la primărie, au fost cel mai grave inundații. Am avut peste 80.000 de metri cub de aluviune adus de torință montani peste gospodărie populației, peste 80.000 de metri cub. Și nu mi-a dat nimeni un lemn, un leu. Au venit toți, au făcut cruci, n-au văzut dezastru. Și m-a lăsat singur cu o roabă și două păi lopeți. Au făcut așa, Doamne ajută-l da. Pe primarul da. De Borca. Doamne da. Ajută-l. Că noi... Pentru că vreau să vă spun că nu e... am venit în primărie din mediul privat. În momentul în care am ajuns primar, aveam 34 de oameni angajați. Au rămas toți pe drumuri, afacerea am închis-o.
Deci nici afacerea nu mai mers. Nu. Și la aia am renunțat tot din motive de înțeles. Ceea ce am dorit și am reușit, iar spun cu sacrificii, a fost să nu mă fac de râs. Față de familie, față de cei care mi-au încredințat votul și încrederea. Domnul primar, eu vă întreb totuși așa. Dacă erau condiții normale și nu exista catalogarea asta de primari incomod, ați mai fi continuat? Nu are cum să nu. Deci le-am spus într-o ședință publică că primarii sunt de trei feluri, care au făcut pușcărie, care fac și care vor face. Dacă la fiecare patru ani ne vom lăsa păcăliți de cei care vin și ne promit că ne fac drumuri, poduri, școli, orice, să le dăm voturi, că în rolul lor este altul, de a face legi ca acest stat să funcționeze. Deci vreau să vă spun că în ăștia 8 ani, dacă aș pune cap la cap toate zilele, cred că 6 luni am stat la București. Am fost în audiență la miniștri, am fost secretar de stat. Uneori am găsit înțelegere mai multe la București. Nu plecam până nu rezolvam problema. Bun, care o aveam. Haideți să vedem. Unde v-a ajutat Bucureștiul și n-ați fost ajutat în NAMS? Păi aproape toate proiectele. Amintiți-le câteva. Păi, hai să o luăm așa cu rețea de canalizare, rețea de drumuri comunale, primul proiect pe fonduri guvernamentale, construire corbe liceu, construire dispensar. Deci, credeți-mă, eu din ziua de astăzi vreau să uit tot. Deci, practic, sunteți primul primar în momentul acesta, pe funcție, care anunță public, da. Anunță public și irevocabil, cum spuneți dumneavoastră, nu vă mai poate întoarce nimeni. Absolut. Că nu va mai candida. În condițiile în care, să fim serioși, în Borca, lumea era alături de dumneavoastră, asta se știe, de asta și v-au luat mulți în calcul în campanie. Fiind la UNPR, un partid care acum e foarte discret, ca să nu spun altfel, mulți vă vedeau îmbarcat ori în barca PNL-ului, ori în altă barcă, mai puțin în PSD, fiind cunoscute, să spun așa, relația dumneavoastră de prietenie cu anumiți conducători din PSD. Deci v-am spus, vreau să uit totul. Nu aveam nicio temere în cazul în care voi candida, nu voi câștiga. Nu erau motive, pentru că cei care m-au criticat cel puțin în ultima perioadă cred că au avut o directivă, dar îi pot număra pe degete la o mână. Și aruncând pe Facebook fel de fel de lucruri ireale și neprofesioniste, adică nu știi să faci diferența între un salariu net și unul brut, nu știi ce înseamnă o lucrare multianuală. Da, sunt oameni care critică ori la ordin, ori de dragul de a critica. Da, aici cred că a fost ceva de ordin, dar o să clarific lucrurile astea. Domnul primar, eu sunt nevoit să vă întreb, s-au făcut presiuni asupra dumneavoastră? Da, niciodată. Niciodată, deci mă mândresc cu lucrările pe care le-am făcut, pentru că mai discutam cu alți colegi care erau nemulțumiți. Deci mie nu mi-a impus nimeni niciodată un dirigent de șantier, un constructor. Pot să vă spun că nu am două firme care să fie înscris la două licitații consecutive, pentru că i-am cam disperat de viață. Adică...
Deci mi-au plecat cu asfaltul înapoi. Acum am o problemă, am cerut expertiză, decopertez și torn asfalt din nou. Deci am vrut ca dacă rămâne ceva după mine, să rămână ceva de care să fiu mândru pe viitor. V-ați sfătuit și cu consilierii locali când ați luat această decizie? Sau este decizia dumneavoastră? N-ați anunțat până acum pe nimeni? Singurii cu care m-am consultat au fost membrii familiei și îi mulțumesc. Eu ce să zic, sunt onorat că ați făcut anunțul în această emisiune, dar în același timp sunt puțin mâhnit întrucât Comuna Borca este o comună pe care am avut un colimator, ca să zic așa, destul de mult aici la Mesagerul și de la an la an am văzut cam cum au evoluat lucrurile. Și e o surpriză, încă o dată, acest anunț. Deci spuneți, nimeni nu vă poate întoarce, nu mai... Bun, v-ați gândit să susțineți pe cineva pentru primărie în continuare? Adică, totuși, parcă mi se pare așa, hai, domnule, am plecat și nu uit totul. Eu cred că nu puteți uita totul. Depinde de candidații care vor fi. Da, cred că o să susțin. Pentru că în 2016, știți, nici atunci n-am vrut să mai continui și presiunile făcute de către consilierii, nu neapărat de la UNPR. Păi nu, că la dumneavoastră e o situație specială. V-au sprijinit inclusiv consilierii PSD în multe acțiuni și ceilalți. Nu, deci am reușit în ăștia 8 ani, în cele două mandate, să am un consiliu local unde niciodată n-au fost probleme, n-au fost certuri. Pentru că și consilierii au văzut că intențiile mele sunt normale și bune pentru comunitate. De aceea am avut un consiliu local minunat cu oameni din toate categoriile sociale, dar cu capul pe umeri și coloană vertebrală, vorba a fost vorba. Bun, haideți să vedem. Care sunt problemele, că acum facem emisiunea asta, care sunt problemele pe care le are un primar, pun eu ghilimele ca să nu zică lumea că face, un primar căpos, adică încăpățânat, cum spuneau. Da, nu ai niciun sprijin. Nu ai niciun sprijin. Deci în afară totul... de Consiliul Local, nu ai niciun sprijin. Absolut. Deci totul trebuie să o iei singur, la pas și să încerci să convingi. Poți să ocolești. Autoritatea locală? Autoritatea județeană, pardon. Da, eu am ocolit-o. Dar care a fost prețul? Știu că la un moment dat când ați ocolit autoritatea județeană v-ați trezit cu niște controle venite așa. Deci v-am spus că am uitat tot. Deci acele controle și n-au fost puțini în acești ani. Dacă găseau ceva în neregulă, credeți că mai eram în... Că am scos din birou un director și un comisar care au intrat cu pipa. M-au costat 4 ani de cercetare penală pentru problema dispensarului. Și fiindcă am intervenit la clădirii monument fără avizul Direcției de Cultură. Când am intervenit mi-a făcut dosar penal și pe unul mi-a dat 100 de milioane amendă. Ați plătit-o de curiozitate? Nu, am câștigat în instanță. La fel s-a terminat și cu dosarul penal. Neînceperea urmării penale pentru că fapta nu a fost săvârșită cu intenție. Dar astea au trecut, le șterg. Eu consider totuși că, și cred că sus este un Dumnezeu care ne veghează și ne și pedepsește uneori. Mai există o vorbă, știți, până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții. Păi, dacă nu au reușit până acum, de acum mai greu. Păi. Și nu îi consider sfinți pe cei care... Sfinții tot cu ghilimele. Nu, primar, da. Mai sunt câteva, o lună și ceva, două, până la alegeri, da? În septembrie. Dacă va rămâne 27 septembrie, că nu știm ce ne paște cu coronavirusul și cu hotărârile de guvern, ale Curții Constituționale, mă rog, ale Parlamentului.
Mai aveți vreun plan pe perioada asta? Vreți să mai încheiați ceva? Da. Ce mai aveți? Mai am niște contracte de finanțare depus la Ministerul Dezvoltării, la CNI, la Ministerul Mediului, pe care vreau să le duc la îndeplinire, adică să le las contractele de finanțare semnate celui care va veni. Și la ce fel, la ce contracte vă referiți? Deci am proiect făcut pe Torenț. Problema torenților la Borca este una din cele mai grave situații. Din 2012 până acum n-a fost deschisă niciodată nici o sesiune de depunere a proiectelor pe Torenț. Cine ar fi trebuit să facă proiecte pe Torenț? Silvicu? Cine? Apele Române? Domnul Bănescu. Deci știți cum se întâmplă la o situație de o catastrofă din asta cu inundații. Toți dau vina pe unii pe alții. Și în final, primăria și primarul cel vinovat. Când acești torenți provin din fond forestier, intră pe domeniul public și se descarcă pe proprietățile particulare. Am încercat să conving, credeți-mă, am fost în comisii de agricultură, în comisii de învățământ, în comisii de muncă, pentru că legile proaste încurcă administrațiile locale. Când aud dezvoltarea satului românesc, o mărșăvie. Toate instituțiile statului sunt împotriva dezvoltării satului românesc. Îmi asum ceea ce spun. De ce? Păi, faceți un proiect pe fonduri europene și vedeți cât durează și cam ce piedici și cam ce birocrații și te lași lehamite. Și până când ți-l aprobă, trebuie să faci din nou studiile, că nu mai sunt valabile. Astea nu, e ceva de strigat la cer. Încurajarea de munci cu beneficiarii de 416. Ajutoare sociale. La 18 ani ești obligat să-i dai ajutor social. Nu, modifică legea, dă-i un an, dă-i doi. Ești cât un cal, du-te la muncă. Aveți mulți în comună? Am reușit și am făcut o selecție. Deci când am intrat în 2012 aveam 182 dosare de ajutor social. La ora asta mai am 112. Ieri am făcut... Dar merg la muncă dacă îi trimiteți pe alea zile? Nu, acum, perioada de pandemie din martie până în mai, nu au fost scutiți de ore. I-am contactat să vină, să înceapă, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut de către ei. Nu au răspuns. Ieri le-am făcut adresă, în cazul în care nu fac dovada că au făcut orele pe luna mai, iunie și iulie, voi înceta tot dosarul. Domnul primar, explicați-ne un pic. O primărie, cum e a dumneavoastră? Dacă ar trebui să trăiască din taxele și impozitele locale și să se gospodărească cu ce strânge ea, cam cât ar trăi? Păi cât să trăiască? Veniturile proprii, doar din taxe și impozite, la primăria Borca sunt undeva la 13,5 miliarde vechi. Și asta înseamnă câte? 3-4 luni. 3-4 luni? 3 luni, da, nu. Pentru că, de exemplu, nu știu ce voi face în luna iulie cu persoanele cu dizabilități. Au fost o prioritate pentru mine, că dacă nu prins în buget bani pentru persoane cu dizabilități, mai bine nu faci nimic. Adică cei care au nevoie. Păi da, le dai ajutoare sociale la unii care pot munci și persoane cu dizabilități nu pot să-i ajuți. M-am implicat în probleme sociale, vreau să vă spun, poate nu sunt mulți oameni în județul ăsta cum am făcut-o eu. Orbi, probleme psihice, îi luau video mașină, du-te la
oftalmolog, du-te la poartă, du-l de mânuță, du-l. Dar asta a fost o mulțumire sufletească a mea, pentru că oamenii ăștia nu au avut posibilitatea să mulțumească niciodată. Nu am fost adeptul tăierilor de punk, de... Nu. Dacă am făcut, am reușit să finalizez o investiție, m-am uitat, am văzut, este bună. De aceea, comunicarea mea cu populația Comunei Borca a fost, să spunem, mai slabă. Nu am vrut să scot în relief niciodată ceea ce am făcut. Acum, la final de mandat, le voi prezenta absolut tot ce am făcut în comun. Și o să constate că am făcut. Unii o să spună că e puțin, alții o să spună că e mult. Domnul primar, poate ar trebui să spuneți oamenilor și ce s-a încercat să se facă și s-au pus piedici. Pentru că oamenii, ba da, domnul primar, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă de ce s-au pierdut niște șanse, că este normal, din punctul meu de vedere, cel puțin. Ai proiecte și să fie oprite pentru că cineva sună și spune, băi, acolo nu, până nu se aliniază. Deci s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar vreau să vă spun că în final s-au dat drumul. S-a dat drumul pentru că dumneavoastră, spre deosebire de alții, ați fost încăpățânați sau ați avut și, ce să nu o spunem, ați cunoscut oameni care, cu care v-ați dus și ați stat acolo și ați discutat. Da, deci au rămas și rămân niște prietenii minunate cu oameni care vin cu drag la Borca, le place zona foarte mult și o să mă bucur să-i pot primi în calitate de prieten, interlop sau cum Dumnezeu mai... Uite, deci... o doamnă care urmărește de aproape toate emisiunile noastre spune, la Borca mergeam în tabăra de matematică vara, sunam acasă cu taxă inversă. Tot acolo am mâncat prima dată balmuș, spune doamna respectivă. Da. Amintiri frumoase, domnul primar. Doar amintiri. Dar de ce doar amintiri? Pentru că problema cu liceul la Borca în ultimii ani am o dezamăgire. Care vine de unde? Vine din partea implicării cadrelor didactice în procesul de învățământ. Adică să înțeleg că a scăzut calitatea? Da. Nu cumva a scăzut calitatea și pentru că elevii vin mai puțin pregătiți? Nu știu, nu-mi dau seama. Ce se întâmplă? Ca elev ai un model. Profesor trebuie să fii modelul. Și nu mai sunt modele. Din păcate, constat că interesul e ziua de salariu. Care, adică, să fim cinstiți, a mai crescut. A crescut și e destul de bine. Adică activități extrașcolare se pot face mai multe. Da, mi-asum, știu că o să fie multe comentarii pe tema asta, dar sunt dezamăgit și am fost tot timpul alături de școală. Domnul primar, se vorbește despre proiecte. Eu de asta sunt un pic mirat acum când mi-ați spus că nu mai candidați. Am văzut pe hârtie și începuturile proiectului de pe Budacu, care arată senzațional ca proiect așa și ca viziune, dacă apucă să se îndeplinească așa cum s-a dorit. În ședința de Consiliul Local, când am dat hotărârea includerii masivul Budacu în domeniul schiabil Budacu și darea în folosință cu titlu gratuit pentru pârtia pilot, le-am spus consilierilor să țină minte ziua, pentru că poate să fie o decizie istorică pentru, nu doar pentru Comuna Borca, pentru toată Valea Muntelui.
Da, lucrurile au început să miște. Și fără dumneavoastră invit... credeți că vor merge înainte? Sigur că da. Nu. Adică să te... să fii împotriva dezvoltării comunității, da, în care... Da, am văzut atâtea lucruri că no, domnul primar nu mă mai mir de nimic. Nu, no, nu cred că va veni la conducerea primăriei Borca o astfel de persoană. Nu. Sunt lucruri care se fac și se vor face la Borca frumos. Bun, acum... ca activitate economică a oamenilor din Borca, ei din ce mai trăiesc acum? Cu pădurea, știți cum sunt. Înainte se spunea, cei de la munte trăiesc din pădure. Acum, mai aveți crescători de animale? Mai aveți, că eu, când am fost ultima dată la Borca, am stat de vorbă chiar cu un crescător de animale și spunea, domne, dacă ai ști câte probleme sunt. Și zic, dar de unde vin probleme? Legislație, nu mai sunt pășuni. Oile au cam dispărut, din câte am înțeles, la Borca. Sunt efective. Deci o gură de oxigen pentru zonă, la ora aceasta, este subvenția APIA. Eu când au spus subvenția APIA, mi-aduc aminte de necazurile avute la Borca. Da, nu s-au terminat nici acum. Subvenția e o gură de oxigen. Sunt mai sunt locuri de muncă în exploatări forestiere, în... debitare, prelucrare materialului lemnos, comerț. Sunt fructe, nu de suficiente, pădure. Da. Aveți niște puncte de colectare acolo, cel puțin. Sunt puncte de colectare, dar anul trecut a fost un an păros pentru fructe de pădure și ciuperci. Deci chiar n-au fost. Așa, un domn. Bună ziua, aveți cea mai bună echipă de fotbal, domnule primar. Am avut. Și acum care e situația? Păi nu știu, cu pandemia... afirmat. Eu văd ce spun oamenii. Da. Deci, cu sportul v-ați implicat. Pe partea de turism, acel proiect cel puțin, mai erau și altele. În Borca au apărut și pensiuni cât de cât, nu, poate nu cât ar trebui, drumuri cât s-a putut, deci 13 km sau 14, a spus dumneavoastră. Da. Acum, hai să amintim și asta, se va face probabil într-un an, nu știu în cât timp, drumul spre drumul Victoriei Lipan, hai să-i spunem așa. Practic s-au creat niște premize de dezvoltare pentru comună. Parcă eu n-aș pleca acolo, domnul primar. Haideți la Borca. Vă faceți cetățean de deci, Borca. Am spus, nu fac parte din categoria intelectualilor. Am rămas așa cum m-au știut oamenii. Caracterizat prin simplitate, nu am făcut parte niciodată din categoria oamenilor care cred că totul îi se cuvine. Deci, nu sunt intelectual. Am sprijinit școala în acești ani și sper să finalizăm în proporții de 80% construirii săli de curs și atelieri, școală profesională. Corpul B la liceu se lucrează foarte bine, pentru că un obiectiv al meu a fost să ducem învățământul doar dimineață. Ai un control și asupra elevilor și asupra profesorilor. Bun, nu sunt un om cu frică de Dumnezeu, nu mă duc des la biserică să fac impresii, dar știu ce e în sufletul meu. Am ajutat toate bisericile din comun, cum nu știu dacă sau am acoperit două biserici, case de prăznuire. Deci am găsit soluții. Nu sunt economist. Am plătit arierate până în 2017, prin înlăturarea efectelor inundațiilor. 2017, 2018, 2019, la finalul 2019, am avut un excedent de 29 de miliarde vechi bani, care se regăsesc acum în contul primăriei, pe diverse cofinanțări. Nu sunt om de cultură.
am sprijinit. Am avut la un moment dat chiar două ansambluri folclorice cu un club ecoturistic. Am sprijinit lansare de cărți și finanțare de tipări de romani și... Da, acolo aveți și o situație specială cu muzeul Dumitrașcu. Vorbim de Emilia Marie, care e o fată de la Borca, care și-a lansat două volume și a avut tot sprijinul nostru. Deci, un om simplu, am găsit soluții și am știut să gestionez. Și v-ați săturat? Nu neapărat că m-am săturat. Dar e bine să faci pasul înapoi cu fruntea sus. Știți, uneori mai stau cu familia seara la televizor și nu cred că este o emisiune să nu se spun primari, deci primarii, după părerea mea, sunt catalogați cam cea mai joasă specie de infractori. Nu. Nu este. Nu, prima, aici vă contrazic. Nu. Mergeți un pic mergeți la organul celălalt. Nu. În parlament. Mi-era rușine să mă uit la televizor. Pentru că știu ce am făcut eu. Bun, domnul primar, haideți să o lămurim chestia asta într-un fel. Oamenii, e normal să gândească așa dacă li se induce în mentalul colectiv faptul că în primării se întâmplă lucruri ne la locul lor. Pentru că trebuie să fiți de acord cu mine că dacă te uiți într-o primărie în care primarul este să trăiți la partid, el primește o groază de bani și de proiecte, dar îi se impune. Tu faci lucrările cu X, care și-a ai cu să trăiți la partid. Și atunci oamenii gândesc așa, păi dacă ăla e așa cu să trăiți la partid, ăla e cu să trăiți la partid, noi cu cine să mai trăim? Și de aceea este acel mental colectiv. Eu vă înțeleg revolta în condițiile în care ați fost așa, ca să spun, o perioadă lungă de timp al nimănui, ca să zic, da. Al dumneavoastră, al comunității. Da. Dar trebuie să înțelegeți și lumea, care de obicei, știți cum, nu prea greșește, pentru că mă uitam la un primar de pe undeva, de pe lângă București. Doi, nu se poate. 48 de dosare penale dovedite că sunt reale. Adică sunt și lucrurile acestea. Da, normal să fie. Că nu și atunci contează, știi ce contează? Bunul simț. Bunul simț în politică, bunul simț în administrație, să ai simțul măsurii. Cum spuneați dumneavoastră, domnule, eu știu condiția mea, dar tot ce a fost de sprijinit, indiferent că nu eram eu nici om de cultură, nici nu știu ce, am sprijinit după posibilitățile comunității locale. E ok, jos pălăria. Dar, având în vedere toate astea, vreau să vă spun că bunul simț, din punctul meu de vedere, ar trebui să spun așa, păi, acum se poate face mai mult. Eu tot insist, poate rămâneți. Nu rămâneți, nu vă convine. Nu, decizia am luat-o și mă bucur că v-am dezvăluit-o dumneavoastră prima dată. Vă mulțumesc, domnule primar. Și suntem onorați că ați fost aici. Până să încheiați mandatul, eu aș vrea să veniți într-o emisiune, să stăm cât e nevoie și să le spuneți oamenilor din Borca și celor din județ pe hârtie. Ce s-a întâmplat la Borca în 8 ani de zile? Bun. Da. Ce s-a întâmplat rău? Și ce se putea întâmpla mai bun dacă nu existau șicane și alte lucruri? Nu dăm nume, dar trebuie să le spunem oamenilor. De aceea noi vrem să facem această emisiune cu fiecare primar care are ceva de spus. Să dăm cu var peste ceea ce spuneați dumneavoastră. Că, domnule, toți primarii... Nu, poate sunt și primari care au avut probleme. Da, poate sunt și primari care, domnule, noi atât am putut că nu ne-a sprijinit nimeni. Da, e adevărat. Poate sunt și lucruri care mi le reproșez.
că nu am reușit să le duc la bun sfârșit. Centrul comunii. Toată lumea, centrul comunii arată groaznic. Știți ce înseamnă un proiect în centrul comunii? Ce înseamnă? O muncă de Sisif. Să depinzi de direcția de cultură, pentru că ai două clădiri de patrimoniu și doar în 2014 și-au adus aminte de ele după ce s-au făcut toate construcțiile alea. Eu am constatat că la nivelul centrului Comunii Borca nu am unde să, nu am o suprafață de 50 de metri pătrați să fac un magazin de prezentare și desfacere a produselor lactate din zonă. Nu ai un metru de pătrat de teren. Totul a fost dat. Că unii spun că au vândut tot. Păi, cine au vândut și cine au făcut? Deci dumneavoastră n-ați apucat. Nu am, dar nu am apucat când n-am avut ce. Că o societate care și-a depus un proiect și avea un teren concesionat de la primărie și proiectul depindea de proprietatea terenului, da, cu aprobarea Consiliului Local, dar să facă, da. E undeva în, tot în Intravilan, dar în marginea satului, unde sunt gatele sau posibilități. Adică nu poți să te opui dezvoltării unor societăți, pentru că societățile sunt cele care asigură locuri de muncă, și impozit pe venit, TVA, bani pe care... salariați, care la rândul lor plătesc impozite, da. Nu, nici și fac consum. În primar, haideți pe final. Mai spuneți odată. De ce totuși? În afară de faptul că, domnule, au trecut 8 ani și ies cu fruntea sus. Îmi ajunge. Bun, trebuie să existe o rațiune. Ajunge atât.